Numele meu este Ioana Bădescu. Mă bucur că ești cu mine. M-am gândit să te ajut să înțelegi mai multe lucruri despre acest instrument, despre vioară și despre prietenul ei, arcușul. Astăzi vom învăța din ce este format acest instrument, vioara. Dacă așezi vioara lângă tine, poți să observi că ea seamănă foarte bine cu corpul tău, cu tine, și astfel îți va fi mult mai ușor să memorezi și să înțelegi din ce este compusă. Dacă te uiți cu atenție, vioara are un cap, ca și capul tău. Acesta este capul viorii. El seamănă cu un melc. Ține minte, acesta se numește capul viorii. Mai jos avem patru cuie negre. Cuiele susțin corzile. Dacă te uiți atent în interior, vei vedea că corzile sunt puse pe aceste cuie. Fiecare coardă are câte un cui. Cuiul are culoarea neagră. Mai departe, vioara are un gât, ca și gâtul tău. Iată, această parte albă se numește gâtul viorii. Mai jos de gâtul viorii avem o limbă. Limba are culoarea neagră. Limba ta, ca și limba mea, are culoarea roșie. Însă, limba viorii este neagră. Ține minte! Dacă te uiți cu atenție, așa cum se termină limba, vei observa ceva aici, ceva negru și puțin mai înalt decât limba. Ei, acesta se numește prăguș. Este foarte important să memorezi acest cuvânt prăguș, pentru că mai târziu când vei avea de cântat, va trebui să ții mâna sau pe corpul viorii sau la prăguș. Așa că ține minte încă de pe acum că partea aceasta a viorii se numește prăguș. Da, vioara are patru corzi. Așa cum bine le vezi, corzile se numesc mi, la, re și sol. Patru corzi. Mi, cea mai subțire, la, re și sol. Ca să-ți fie mai ușor, am să-ți dau un nume de fată, ca să-l poți memora mai ușor corzile. Mirela. Ce zici? Numele acesta de Mirela cuprinde trei corzi. Mi, re și la. E adevărat, nu sunt în ordine, dar se poate să te ajute ca să memorezi mai ușor cum se numesc corzile viorii. Și mai adaugi solul, care este cel mai gros. Sol. Ok, Mirela. Însă ordinea corectă este mi, la, re și sol. Bun, mai departe. Vioara are un căluș. Acesta alb, care susține și el corzile viorii, se numește căluș. Călușul este așezat între limbă și cordar. Iată, deci, partea aceasta neagră a viorii, da? Care este sprijinită într-un cui și susține și el de asemenea corzile, se numește cordar. Pe cordar sunt așezate patru fixuri. Da? Sunt fixurile viorii. Avem un fix care fixează coarda sol, altul pentru re, altul pentru la și altul pentru mi. Da? Acestea te ajută să acordezi mai ușor corzile viorii. Bun, mai departe. Pe fața viorii, iată că aceasta este fața viorii, da? Este așezată și o bărbie. Ce rol are bărbia aceasta? Are rolul de a așeza bărbia ta pe bărbia viorii. Da? Bun, cam aceasta ar fi fața viorii. Dacă întorci vioara invers, vei descoperi că pe spatele viorii se mai găsește ceva. Acest ceva poți să-l atașezi sau să-l dai jos. Aceasta, de fapt, se numește o contrabărbie. Iată, contrabărbia se așează pe spatele viorii. Cum? Este ușor. Dacă te uiți cu atenție, contrabărbia are o parte mai lată și una mai îngustă. Partea mai lată, da, așa cum bine observi, întotdeauna se așează pe partea unde este
bărbia, da? Partea lată așez pe partea unde este bărbia, doar că pe spatele viorii, da? Iar partea îngustă în partea opusă. Atașează bine și fixează-o ca să fie puternică și să poată susține gâtul tău. Cap, cuie, gât, limbă, prăguș, căluș, patru corzi, mi, la, re și sol, sau sol, re, la și mi, cordar, fixuri, bărbie, contrabărbie, fața viorii și spatele viorii. Iată ce ușor astăzi ai învățat din ce este vioara formată. Mai departe, arcușul. Arcușul are o baghetă, este format dintr-o baghetă. O baghetă lungă, da? Care se termină într-un cui. Acest cui, dacă tu îl deșurubezi, se va desface părul arcușului, da? De ce? Pentru că atunci când așezi vioara în tocul ei, este bine ca arcușul să fie desfăcut. Cuiul acesta să-l desfaci pentru ca să nu stea tot timpul strâns, că astfel îți vei proteja arcușul și vei ajuta ca să dureze și să fie bun o perioadă mai lungă de timp. Când îl folosești, bineînțeles, trebuie să închizi cuiul, să închizi arcușul și să strângi bine părul arcușului pentru a putea să cânți cu el pe corzile viorii. De asemenea, arcușul mai are un scaun, partea aceasta neagră se numește scaun. Și este important să memorezi și să ții minte lucrul acesta, pentru că mai târziu vei așeza degetul mare în scaunul viorii sau pe scaunul viorii. Da? Vom vedea în lecția următoare. De asemenea, arcușul are un sacâz, da? Pentru ce se folosește sacâzul acesta? Te va ajuta să ai un sunet mai bun, să poți cânta cu arcușul pe vioară. Sacâzul poate să arate așa, da? Se desface și efectiv se unge sau se dă părul arcușului cu sacâz, da? Sau poate să aibă o altă formă, o formă cum este de exemplu acesta, o formă rotundă, da? Care se desface și de asemenea se unge, se dă părul arcușului cu sacâz, da? Bun, acestea fiind zise, iată, astăzi ai înțeles din ceea ce este formată vioara și prietenul ei, arcușul. Dacă ți-a plăcut, dă share, subscribe și like. Ne vedem în lecția următoare.